Marius, între 65 și 71, noi am avut o primăvară mai pragheză decât cea de la București, adică liberalizarea făcută anii cei de... mai frumoși, toată da, lumea... O liberalizare mai mare, dar o liberalizare controlată, adică nu cumva să o iei razna... Să ajungi la capitalism, Doamne ferește. După asta s-a convins și el în 1000, începând cu 68, că în comunism nu merge democrație. Și de-aia conflictul lui cu Gorbaciov, că a fost un conflict de oameni. Adică Gorbaciov care se dădea mare și Ceaușescu care scuipa semințe. Știu că urăsc pe Gorbaciov pentru că a destrămat... Îi scuipa semințe în cap. Cine? Ceaușescu se purta cu el ca cu un copil și îl deranja. Că era totuși secretarul general. Toate au contat foarte mult relațiile omenești. Bun, dacă ar fi să puneți față în față cei ani de comunism, da? Din 47 până în 89 și cei 33 de ani în curând de capitalism, cum ați descrie aceste două perioade istorice? Nu pot să pun din 47 până pentru că sunt diferite. Una este 44-47, 48, una este stalinismul, 48 tai 49. Tot comunism. Stalinism, comunism. Nu-i tot una, mare. Nu-i tot una, normal, dar tot comunism. Nu? Da, dar nu poți să compară. Așa. Adică perioada 65-71 bate post-decembrism. Era libertate, era... Sigur, nu era... Dar, din punct de... Dar... Ziceți? Maristu, că poți să spun chiar dacă te enervezi. Nu, nu mai enervez. Perioada Ceaușescu a avut un tip care a avut un proiect de țară. Bun, rău, l-a avut. Pentru că problema modernizării României, problema luării de chică, de plete a României și a aruncării ei într-un nou secol... Industrializare, da, mai ales că pentru drumuri, fabrici, uzine și așa mai departe. Da, pentru că eram țară eminamente agrară, am fost tot timpul. Dar România de ce n-a avut un proiect de țară după 90? Păi ce fel de proiect? Pentru că după 90 a fost învinsă în cel de-al treilea război mondial, în război rece. Noi am fost cuceriți, mai ales că să ne lămurim. Noi am pierdut războiul rece. Nu, vorbesc serios. A pierdut Uniunea Sovietică, nu a pierdut noi. Și țările socialiste, că am fost și noi. Adică am... Și ce s-a întâmplat? Odată pierdut războiul, a fost o devălmășie generală. Nu, odată pierdut războiul, noi am fost supuși în primul rând, dar și cu voia noastră, unui sindrom de umilire. Noi eram, ne consideram, industria era fier vechi, judecătorii noștri erau idioți, jurnaliștii noștri erau idioți, noi românii eram niște... Nu e adevărat. Noi până în 89 am fost superiori ca nivel de preocupări oricărui occidental. Spiritual? Spiritual, mai ales că vorbesc serios. Dar nu mă întreb, domnul, nu vă fac nimic. Vă aplic pedeapsa corporală la final? Se făcea coadă, nu, deci se făcea coadă la teatru. Se făcea ca să... La cărți, bine, dar asta și pentru că era, mai ales în anii 80, era o chestie de supraviețuire, de respirație. Și? Nu. Și acum se face coadă la sfert. Ce vă enervez, nu, deja? Nu, am zis, înțeleg că tu... Nu, dar am zis să următe, nu spun ca nostalgic. Totuși eu am... Bun, continuați. Ce a însemnat România după 89, istoric cu clipei? Nu, să spun experiența mea, deci eu mă duceam bun, la cafenele... Bun, e adevărat, ne-am în jos. Nu, așa, și bine, discutam despre Bulgakov, nu discutam despre Ciucă. Nu discutam despre Ciucă. De acord, vă ascult. Cei mai frumoși ani ai mei scrisuri au fost aia. Vă ascult. Acum scriu despre bun, Câciu. Și după 90, e adevărat, această autoflagelare... Da. Faptul că ne uitam la străin ca la extraterestri, de parcă ar fi venit aici, ar fi coborât din da, cosmos. Da, orice șmecher care venea... Care da, străin. Adică spuneai străin, era deja, ne uitam, nu știu, ne spălam, ce nu era valabil, ne spălam și ne îmbrăcam era frumos. Era de bine și Ceaușescu, că de în Ungaria nu. Că nu a, uite, vezi, se pare o ciudățenie că exact țara care a fost avangarda prăbușirii comunismului este avangarda suveranismului. Apropo de Ungaria. Da, ea a fost deja... De ce ține asta? De structura maghiară și mai ține de ceva, de diaspora lor, care este extraordinar de puternică. De Imperiul Austro-Ungar, mă rog. De Imperiul Austro-Ungar, de Imperiu. Bun, deci de acord cu asta. Și polonezii la fel. După 20, de acord. Ne consideram proști, ne consideram... aia ziariști au fost comuniști și nu mai trebuie să și vorbească. Și toți erau inginerii noștri erau proști. Și... am încercat să ștergem dintr-o dată o epocă în care dumneavoastră spuneți Ceaușescu așa cum era, a avut un proiect de țară și a industrializat o țară agrară, eminamente agrară, cum se spune. Da, și apoi n-am mai construit nimic.
Deși te... Păi, trebuie să vă da... Da, continuați, că vreau să spun. În istoria României de la 1812 încoace, tema construcțiilor mărețe este o temă uriașă. Carol I, prin asta a excelat. Totuși a făcut construcții. Noi nu avem construcții. Doi, spiritul românesc are o mare slăbiciune față de spiritul occidental. Nu are sentimentul locului public. Deci noi românii, și povesteau și călătorii prin anii lui Carol I, e o vilă frumoasă, cu palat, cu tare și în stradă e noroi. Românul prima dată, ați văzut ce face prima dată la o vilă, face porți. Deci noi nu avem acest sentiment, față de Occident, nu avem sentimentul public. E adevărat. Și nu în ultimul rând, că dacă tot discutăm, noi nu avem sentimentul de furnică. Adică noi românii întotdeauna... Există o piesă mitică Popescu, nu nemaipomenită, lui Camil Petrescu. A fost pusă la, cred că la, la Teatrul Mic, nu? Pe vremea lui Dinu Săraru, da. E un contabil acolo și care toată ziua chiulește. Când îi spune patroana să vină noaptea, lucrează. Nu, ne plac chestiile astea romantice. Dacă vă uitați, dumneavoastră, cetățeanul occidental e furnica, da? Te deschide ăla buticul, nu vrea să schimbe viața. Nu se gândește. Mai e ceva, pe vremea lui Ceaușescu era, vremea, era vorba aia, noi ne facem că muncim, ei se facă, ne plătesc. Da, cum am spus eu la o emisiune, se poate să repet acum. Să nu vă mai duceți la atunci. Nu, m-a întrebat cineva. La de când a fost ziua libertății presei, am spus următorul lucru. Noi eram mai liberi atunci decât jurnaliștii de acum, pentru că noi când mințeam, știam că mințim. Ajungem și aici. Nu e foarte interesant. Jurnaliștii acum mint fără să-și dea seama. Mai e ceva, apropo. Domnule, România s-au ocupat sau au avut după 90, n-a avut proiect de țară, dar a avut SRL-uri. Deci cam asta e. Sigur că trebuia să aibă și SRL-uri. Și vă mai dau un exemplu. Eu m-am luptat cu prietenul meu astăzi, Traian Băsescu, din Cogeala, Constanța, sau de unde e, că e din Vaslui. Cred că o oră și jumătate într-o emisiune, să-l conving, pentru că întâmplarea făcuse să călătoresc în Italia și văzusem acele autostrăzi și mă tot minunam. Și fusesem și în America. Da. America, după părerea mea, s-a născut pe autostradă. Autostrăzile, mai ales într-o țară atât de mare, sunt cele mișcare. Care au construit mișcare. Dar înseamnă mișcarea, înseamnă sângele, viața, economiei și așa, a unui stat, a unui popor întreg. O oră și jumătate m-a luptat cu el, trebuie să caut emisiunea, încercând să-l conving că trebuie să facem autostrăzi în România. Știți ce îmi spunea? El fiind ministrul transporturilor. Deci era în perioada 96-2000. Trebuie să caut emisiunea. Că a făcut un calcul, că i-au făcut aia specialiștii calcul și că nu se justifică având în vedere numărul mașinilor care merg pe șosele. Adică era o tâmpenie absolută, e într-un cer vicios. Păi trebuie să faci autostrăzi ca să dezvolți asta și economia și industria și așa mai departe. Și parcă a fost un blestem pentru România. Nu numai el. Ci faptul că nu am construit, exact ce spuneați mai devreme. Nu numai autostrăzi, o construcție. Deci, încă o dată, proiect de țară. Hai să nu mă duc la Ceaușescu. Ajung la personajul care mă fascinează din toată istoria României. Carol al doilea. Ionel Brăteanu. Este ceva, adică... Păi, dar și Carol al doilea era cu... Nu, Ionel Brăteanu. Bă, Carol al doilea, da, avea corupție. Ionel Brăteanu. Deci, încă o dată, în 1913, când el propune cele două mari reforme, era o revoluție în Europa. Dom'le, în Europa, da? Mm. Și eu mereu, dacă voi facem o întreagă emisie, am studiat care era... Deci ce face el? În primul rând că publică, deci el are ca proiect de țară reforma votul unic, da? În 1913, nu? Adică ce proiect de țară, incredibil. Și reforma agrară, da? Mm. Publică era în opoziție șeful Partidului Național Liberal, da? Fusese ales că Sturza era nebun, mă ține. Publică în ziarul Viitorul acea celebră scrisoare. Să-l aduceți data viitoare. O scrisoare. O scrisoare, da. În care spune cum trebuie să fie România. Am dat cum în... vede el România ca proiect cele de țară. Două. Da. Și spune, are un citat, un gând extraordinar. Zice, un partid nu e partid dacă nu reprezintă interesele mari ale țării. Bun, deci asta este 7 octombrie 1930. Nu se mulțumește cu asta și începe pas cu pas punerea în aplicare a proiectului. Prima dată convoacă PNL-ul. Prima dată obține de la partid. Toți aia din PNL, ca și ele, erau mari proprietari. Ba nu. Prima dată, înainte de asta,
aduce în PNL pe socialiști. Tânără. De ce? Că ăia erau numai muhaiele ăia bătrâni. Și ca să-i radă, nu, dar tot pentru proiectul ăsta. Nu că avea adică el de toate, tot ceea ce făcea, toate acțiunile lui erau dar înaintea în înaintea congresului, Marius, tu că se vizitează aproape toate organizațiile din țară să le convingă. Asta nu știu dacă ai înțeles. Adică planul. După asta se duce la rege, îl convinge că era mare bandit. Adică la Carol I, care... Era Carol I, da. Da, da. Trebuia să te duci să-l convingi, adică da. Din punctul ăsta de vedere. Și abia atunci acceptă să fie premier. Deci fii atent, deci el nu era premier. Și gata, dar ajunge premier Marius Tucă în februarie 1914 cu scopul de a face reforme. N-ajunge premier ca să-și opună pe nepoțica. Păi asta înseamnă un om de stat. Da. Și România de ce n-a avut după 90 un om de stat care să vină să spună stop, am ieșit din comunism, hai să vedem ce a fost bun, pentru că nenorocirea. Problema a fost că Ion Iliescu era un om care fusese în sistem, da, și era de acolo. Și automat tot ceea ce făcea, și mai ales el a fugit de ideea de ce s-a construit în comunism și așa mai departe. Avea poate, și cu complexul. Cred că complexul dacă era, ăsta, da. Cred că dacă era copos, se făcea mai multe poate lucruri. Dacă era, poate Peter Roman s-a făcut da, asta. Da, bună observația ta. De fapt, noi am avut ghinionul lui Ceaușescu, lui Iliescu, că avea sindromul activistului de partid. Și fugea de chestia. Păi da, că se nu cumva... Complexul ăsta. Păi el când a desfințat cea... Marius Tucă, el când s-a desfințat cea APU-ul, el trebuia să spună nu. Dar venea opoziția și spunea, păi tu vorbești, care ai fost comunist. Și desfințarea cea APU-ului, adică a uras tot, că s-a furat da, tot. Da, dacă era copos, nu ne desfința. S-a furat tot. Da, știu. Da, 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 că nu era, nu puteai să-l acuzi pe coposul de fapt sau pe regi. Că a distrus, da. Că a distrus cea APU-urile.